Dragi mitologi, ce ați zice dacă astăzi am explorat poveștile, evenimentele, legendele și miturile care au strânit dezbateri și controverse de-a lungul veacurilor, 75 de milioane de ani de istorie, serviciile secrete ale Americii, OZN-uri, creaturi ucigașe, Bigfoot, monstrul din Loch Ness, folclor, monștri adevărați. Folosind știința și tehnologia, vom vedea astăzi top 5 documentare pe History Channel. Era să uit, nu uita să vă abonați pentru că aceste clipuri nu cresc în copaci. Primul documentar despre care vom vorbi și de altfel unul din cele mai interesante îl are ca gazdă pe nimeni altul decât Lawrence Fishburne. Da, ați ghicit Matrix Morpheus. Ei bine, vom avea aici o serie de episoade în care vom discuta despre adevărata istorie, cum s-a scufundat Titanicul, cum a scăpat de justiție asasinul președintelui american Abraham Lincoln, ce s-a întâmplat cu adevărat la Roswell, au existat acolo farfurii zburătoare și vom discuta și despre cele mai faimoase jafuri din istorie. Haideți să-i vedem! You think you know your history? Think again. Titanic. New documents point to a cover-up that hid a series of fatal mistakes. They told them to shut up and go away, effectively. What happened to Shackleton's lost ship? This is pretty much the Holy Grail, because it's so inaccessible. What secrets might it hold? This is the greatest wreck hunt that there's ever been. Who is D.B. Cooper? And how did he escape? This could be our smoking gun. We were going to confess to being D.B. Cooper today. Did John Wilkes Booth evade justice? John Wilkes Booth is not the body in the barn. Every step of this story was beyond belief. This case is actually solvable. It's time to investigate. Cele mai mari mistere ale istoriei, parte din iarna misterelor, începe miercuri 13 ianuarie de la ora 21 la History. Al doilea documentar pe care îl vom vedea se numește Mistere înghețate. Titlul original este Secrets in the Ice, o nouă serie care explorează cele mai îndepărtate, reci și inospitaliere locuri de pe planetă pentru a dezvălui secrete înghețate în timp, combinând reconstituiri generate de computer cu o tehnologie avansată de scanare și cercetări științifice, seria investigează curiozitățile care s-au pierdut de-a lungul mileniilor sau care nu au mai fost văzute niciodată până acum. Seria Mistere înghețate explorează în continuare cum și de ce omenirea a ajuns în cele mai pustii și îndepărtate colțuri ale planetei și își imaginează ce mistere ar mai putea fi ascunse în adâncurile înghețate. Hai să explorăm și noi! Vom lăsa deoparte și numele deja consacrate, precum Urzeala Tronurilor sau The Witcher. Vom ține cont doar de ceea ce ne interesează și ne fascinează cel mai tare. Mituri și legende, povești, supranatural, monștri și fantome, apocalipse și demoni și, desigur, tot ce este inspirat de folclor. It's just so strange. What's so special about this spot? Mistere înghețate, parte din iarna misterelor, în fiecare marți de la... Vă plac extraterestrii? Ei bine, avem în următorul documentar poate cea mai țăcănită, originală și ciudată idee. Un jurnal criptat declanșează o investigație fără precedent pentru a afla dacă o farfurie zburătoare s-a prăbușit cu adevărat în Roswell, New Mexico, în anul 1947. Documentarul se cheamă, bineînțeles, Roswell, primul martor. Majorul Jesse Marcel, primul oficial guvernamental sosit la fața locului la acea vreme, a crezut până la moartea sa că o navă spațială extraterestră a căzut pe pământ și Guvernul Statelor Unite a clasat acest caz. Acum familia lui a făcut public jurnalul găsit printre bunurile sale și acesta conține indicii codificate despre adevărul din spatele evenimentului ciudat. Fostul agent CIA Ben Smith începe o nouă investigație care include o analiză criptografică a acestui jurnal. We are here today to disclose the truth. We'll bring you the dramatic story of what happened over our nation's capital. Credible observers of relatively incredible things. It's an amazing episode of history. A president called the director of Project Blue Book and he said, what the hell is going on? It could have been not from this earth. This is out. This is done. Conspirații OZN, parte din Iarna Misterelor, în fiecare luni de la ora 21, la History.
Următorul documentar se cheamă Comori Misterioase din 17 februarie, unde frații Rick și Marty iau o scurtă pauză de la blestemul insulei Oak, știți, acolo unde căutau aur, și joacă rolul de gazde într-o nouă serie care analizează câteva dintre cele mai misterioase comori ale istoriei. Trec în revistă comorile celebre ale piraților Barbă Neagră, Jean Lafitte, averile strânse de Jesse James sau jefuitorul de trenuri Butch Cassidy, aurul astecilor, dar și alte comori scufundate. Prin interviuri cu experți, istorici și vânători de comori, vizite în punctele fierbinți de pe harta celebrelor comori, dar și cu experiența dobândită anterior pe insula Oak, Rick și Marty vor face propriile cercetări și vor scoate la iveală noi indicii care ne-ar putea aduce cu un pas mai aproape de descoperirea lor. V-ar trebui o comoară, nu? Pe locul 10 în topul nostru intră în forță și sparge ușa serialul From Dusk Till Dawn, în traducere din Amurg până în zori. Despre ce este vorba în acest serial? Ei bine, în opinia mea este reinterpretarea perfectă și unică, aș putea adăuga, a folclorului mexican, a mitologiei astece și maiașe. Un serial plin de sânge, de vampiri șerpi, conspirații și chiar un cult care conduce din umbră lumea. Serialul american de televiziune este unul horror, dezvoltat de Robert Rodriguez, cel care a pus și bazele filmului From Dusk Till Dawn în 1996. Acest film a inspirat și serialul. În el au jucat Clooney, Tarantino, iar Salma Hayek a făcut striptease. Dacă nu l-ați văzut, puneți mâna repede pe el. De ce intră în topul nostru? Păi e vorba de vampiri însetați de sânge. Vampiri șerpi. E sânge peste tot. Găleți de sânge. Credeți-mă, trebuie să vedeți serialul ăsta. Și ultimul documentar despre care vom vorbi este și cel care te va băga în sperieți cel mai rău. Existența unui sistem de tuneluri naziste în Germania poate să schimbe toată perspectiva asupra planurilor lui Hitler în cel de-al doilea război mondial. Locul unde se află acestea a rămas un mister până acum, când un număr impresionant de documente au fost descoperite și acestea localizează într-o zonă secretă niște tuneluri abandonate. Care au fost cele mai mari secrete ale lui Hitler? Vom descoperi în aceste tuneluri artefacte naziste, laboratoare ascunse de testare medicală și documente pierdute care vor rezolva în sfârșit misterul acelor experimente secrete și al existenței supersoldaților lui Hitler? Prin explorarea acestor locații vom afla mai multe despre planurile nebunului de a construi o întreagă lume subterană cu ritualuri oculte, experimente umane și tehnologii nucleare sofisticate. That's a wrap, cum zic regizorii, adică s-a cam încheiat. Dacă v-a plăcut materialul și mai aveți alte sugestii, lăsați și voi un comentariu, că nu strică niciodată.